Mona Lisa a trebuit să schimbe tratamentul pentru cancerul mamar după ce în pandemie l-a găsit doar în Bulgaria. Nu a scăpat însă de criză. Trebuie să alerg la foarte multe farmacii, trebuie să-mi iau o marjă de timp ca să fiu sigură că nu mai întrerup tratamentul, ceea ce mie îmi face foarte rău. Farmaciștii găsesc greu medicamente oncologice, antibiotice și antiepileptice, interferon pentru hepatită și medicamente pentru obezitate și diabet și nu numai. Stilourile injectoare de diabet este o problemă inclusiv de plasticul din China. Medicamentele de post-transplant de 3-4 luni nu le găsim aproape deloc. Un medicament oncologic care știm că fabrica va relua de-abia în luna mai producția pentru el. Avem de mult cele mai mici prețuri la medicamente din Europa, iar producătorii din țară trebuie să facă față nu doar exploziei facturilor la utilități, ci și la materii prime. Toate vin din China și India. Chiar și fiolele și foliile de aluminiu se importă. Potrivit producătorilor, prețul materiei prime pentru banalul paracetamol a crescut de 8 ori, iar pentru un tratament folosit frecvent în caz de convulsii de 22 de ori. Pe lângă astfel de scumpiri, fabricile mai au o problemă. Materiile prime sunt livrate cu întârzieri tot mai mari și din această cauză nu mai au cu ce să producă medicamentele de care oamenii au nevoie. Situația este gravă. Trebuie dat drumul la un plan serios de revigorare a industriei farmaceutice românești. Avem 30 de fabrici bune în România, altfel pacienții vor avea aceleași probleme, nu vor găsi cele mai banale medicamente. Problema este că vor dispărea medicamentele foarte ieftine, accesibile pentru pacienți. Dacă nu se întâmplă ceva, ministerul a propus și există un proiect care spune că de la 1 iulie se va permite ajustarea prețurilor cu inflația. În România nu se mai fabrică însă de mulți ani ingrediente farmaceutice. Toate siturile de producție s-au închis de mult. Ministerul Sănătății îi va chema pe producătorii români la discuții privind deschiderea unor fabrici de materii prime care să asigure independența Uniunii Europene. Noi trebuie să ne definim câteva arii terapeutice în care am putea să dezvoltăm o astfel de producție. Dacă România produce materia primă pentru penicilină, România ar trebui să devină principalul hub de producție pentru întreaga Uniune Europeană, la fel cum alte țări ar putea să producă, știu eu, materia primă pentru paracetamol. Este nevoie și de un acord la nivelul Uniunii. Multe state membre se confruntă cu crize de medicamente odată cu pandemia și războiul din Ucraina.